România are sprijinul total al Germaniei pentru aderarea la spațiul Schengen. Asta i-a spus cancelarul Germaniei Olaf Scholz lui Klaus Iohannis la întâlnirea de la Palatul Cotroceni și a exprimat aprecierea pentru rolul important avut de România în preluarea refugiaților din Ucraina. Und heute noch einmal ausdrücklich das Ziel, dass Rumänien in diesem Jahr endlich die Vollmitgliedschaft im Schengen-Raum erhält. Ihr Land hat dafür große Anstrengungen unternommen und das gilt es dann eben auch zu würdigen. Ich habe Staatspräsident Iohannis meine Unterstützung dafür gerade noch einmal versichert. Sehr beeindruckt bin ich von der Solidarität Rumäniens mit der Republik Moldau. Das ist România a cerut să devină parte a spațiului Schengen încă de acum aproape 11 ani. A îndeplinit condițiile, a amintit Klaus Iohannis după întâlnirea cu cancelarul Germaniei Olaf Scholz. În decembrie a avut loc un vot în formatul JAI, Justiție și Afaceri Interne din Consiliul Uniunii Europene, în care Austria nu a fost de acord cu intrarea României în spațiul Schengen. Acest vot negativ nu a fost, cel puțin așa afirmă partea austriacă, un vot împotriva României, ci a fost un vot care trebuia să atragă atenția asupra pericolului migrației ilegale. Migrație ilegală prin și din România nu există. Rămânem optimiști și credem că problema aderării României la Schengen trebuie rezolvată în cursul acestui an. Republica Moldova, care nu face parte din NATO, a primit statutul de țară candidată la Uniunea Europeană în iunie anul trecut, în aceeași zi cu Ucraina. Președintele țării, Maia Sandu, a declarat că Moldova este cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei. Moldova sprijină crearea unui tribunal internațional special care va investiga și urmări penal agresiunea și crimele comise de Rusia în Ucraina. Vom fi alături de Ucraina și o vom sprijini până la victorie. Republica Moldova este cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, afectat de război, dar și de atacuri hibride orchestrate de la Kremlin, menite să ne slăbească determinarea de a rămâne parte a lumii libere. Iar sprijinul partenerilor noștri, în special al Bucureștiului și Berlinului, este foarte apreciat.